Simțiți? Spuneți-mi că măcar voi simțiți. Spuneți-mi. Este toamnă. Mereu este toamnă. Doamne, îmi simt traia sfâșiată de frunzele ei, de fiecare strop de ploaie. Îmi tremură oasele, iar unghiile picioarelor sângerează. Zi după zi, același vânt îmi îngrăsează buzele și pielea. Nu mai am nici salivă. Mă priviți ciudat. Eu nu pot să înțeleg. Chiar și acum, acum când am venit aici, la voi, copiii mă ocoleau, părinților îi trăgeau de mână, îi îndepărtau de mine. Până și bătrâna ce ședea pe bancă m-a privit astfel. Am simțit teama din ochii ei. Uneori o trecător spunând, este nebună. Iar apoi toți întorc capul în altă parte, oriunde, doar să nu fie o parte din acel decor. Știți, uneori mi se face dor de acel sanatoriu. Nu puteam părăsi terenul uscat, dar totuși eram acasă. Aveam voie să scriu, să pictez și să privesc apusul. Fumam sub acel cerceaș ce ușurtea poezii și puteam să ascult Mozart doar privind spre lună. Uneori mă găseam în fața șemineului cu azi pacienți și ne priveam fără să spunem un cuvânt. Așteptam să vină asistenta să ne separe. Niciodată nu am știut de ce mergeam în fiecare seară, în același loc, în aceeași liniște de mormânt. Niciodată, până m-a eliberat. Atunci am revenit printre voi, m-am prăvălit prin acele păduri precum un bolovan. Am căzut prin râpe și m-am prăbușit în lumea voastră. Uneori mi-aduceam aminte de acest teren, însă era privit prin ochelari murdari. Atât de murdari încât imaginea era atât de clară. Și ce-am simțit că m-am izbit de ceșitorii din gară? Am simțit teamă, atât de multă teamă. Dar și ce-am simțit că m-am izbit de străinii ce cărau valize? Când m-am izbit de voi? Am simțit dezgust. Am simțit o adire a vântului, o adire putrezită. Vă necați moci la monotonie și mă numiți nebună? Voi mă numiți nebună pe mine? Ah, eram sumit și bun vene. Nu mai au de mult pasile, doar așa și mă gândesc la... Mi-e atât de dor de ochii lui verzi, de ridurile ce-i traversau chipul, de umerii lui. Era suflet învelit cu carne, era sânge din sângele meu, era iubitul meu. Puteam simți apa rece de izvor cum e traversată în măduva oaselor. Era mereu în același loc? Știți unde îl vedeam? Nu știu. Nu ați avea de unde să știți. Sunteți atât de umani? Îl vedeam în beznă. Răsărea din umbra sejalului lui îmbrăcat într-o cămașă albă de noapte. Era de scurt. Iar eu eram în camera mea încuiată. Știți? Mereu mă ocam când le spuneam că trebuie să ajung la el. Că trebuie să-i cuprind mâinile. Că trebuie să-l miros. Trebuie. El se uita la mine. Nu se mișca. Și măcar nu gripea. Mă lăsa să-l admir, iar eu întemnițam fiecare imagine, fiecare gest de-a lui, aici, în sufletul meu. Mă reclădeam din el, până într-o zi, am crăpat seasta asistente cu bolovanul, pe care am ascuns-o sub pijamale, aici, chiar aici. Ușa era descuiată, am ieșit și am alergat pe acele horuri reci până am ajuns lângă el. Am inhalat praf negru de cenușă, atât de umed. Apoi am întins mâna spre chipul lui alb și am clipit. Am zbirat până am scuipat tot sângele din mine peste acele frunze aurite. A rămas doar un covor de frunze bolnave, un trunchi imens de copac scopit de insecte. Au trecut 4 ani și am plecat. Acum sunt printre voi. Eu, o nebună ce vedea fantasme. Știți? Încă-l mai văd. Aici, în mine. Sunt doar o replică ieftină a sufletului mort.